Prețurile medii de consum au crescut în ultimul an cu 3,5%. Datele Biroului Național de Statistică arată că în aprilie 2024, față de aprilie 2023, cel mai mult s-au scumpit fructele, ouăle, îmbrăcămintea, dar și serviciile de transport. În schimb, s-au ieftinit cu aproape 25% serviciile locativ-comunale. Bun găsit! Datele Biroului Național de Statistică arată că în perioada aprilie 2023-2024, produsele alimentare s-au scumpit cu 3,79%. Cel mai mult a crescut prețul fructelor cu aproape 19%. Ouăle s-au scumpit cu peste 17%, iar legumele și carnea cu câte 3%. În schimb, s-a ieftinit uleiul cu 16% și zahărul cu aproape 7%. Iar mărfurile nealimentare s-au scumpit în ultimele 12 luni în medie cu 7%. Cel mai mult au crescut prețurile la încălțăminte cu peste 10%. Confecțiile sunt acum cu aproape 7% mai scumpe, iar carburanții cu 6,5%. De asemenea, a crescut în medie cu 4% și costul medicamentelor și al materialelor de construcții. Vestea bună este că în ultimele 12 luni s-au ieftinit cu peste 24% serviciile locativ-comunale. Astfel, pentru gaz, în luna aprilie, curent, am plătit cu 50% mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Încălzirea centralizată a fost cu aproape 40% mai ieftină, iar energia electrică cu 24%. Plătim însă mai scump cu 10% pentru apă și canalizare. Totodată și prețul serviciilor pentru transportul de pasageri a crescut în ultimul an cu peste 25%. Precizăm că în luna aprilie rata inflației anuale a fost de 3,51%.